Domnul bine a venit să facă practică. Eu eram doar teoretic. Teoretizam ceva. Era teoria cu căsătoria. Da, a venit Doamna Uvire. Dar Doamna Uvire, că și asta e Doamna Uvire, nu știa de ce pula mea se întâmplă de-astea. Nu știa. Eu, pula mea, eram electrician. Eu cred că băgam becuri, scoteam becuri. Pula mea, nici eu nu știu ce făceam. Păi ce? Știa fata ce face. Avea pe vină un coace. Cum? Era originală. Ea nu știa ceva. Cred că nu știa. Dacă e la administrația străzilor, mai ales să fie și jurist, ea nu știa că e de fapt urmărită. Și prin urmare, dacă e urmărită, mai ales când îți aprofundezi chestia asta, mai ales dacă lucrezi la stat, oricum, aoleu, sper să stea. Dar nu puteam să-i zic la fapt. Chiar ne-a spus. Uite, eu sunt de vină. Că și oricum fata era unbelievable. Băl, băl, băl. Unbelievable? Cum? Băl, de unde știi tu? Păi nu știu, fată, dar dacă ai o funcție din funcție, din disjuncție, din rezoluție, că e. Și dacă apare un domn iubire, mai ales acolo, cumva, în administrația de handicapați, acolo erau numai handicapați. Băi, îți dai seama că nu s-a teleportat. Nu e Jeanne lui Picard să-și frece inima. E vrăjeală. E un fel de băsău. Bă, bune, ia uite-te la inimă cum arată. E ca un căcat. E adevărat. Și acum de ce te fut în gură? Păi de aia, că n-am pizdă. Trimite-mă o pizdă. Spre exemplu, pe Lidia. Ia să vedem ce face Lidia. Hai, ca să-mi sugă o pură. Fata, am pură. Trebuie să-mi pune. Dă-te, niciodată mea. Ia să mai găsim altă pizdă. Să-i dăm telefonul Tigan Adriana. Păi nu-i dăm telefonul. Fata, acum e la job. E la blow job. Oh, hai, cu Alexandra. Să urle măs. De la muzeul țăranului român. Fata, ești de ce sau de muzeu? Eu sunt eu. Da. Bună ziua, vă rog cu Alexandra. Da, dragă, doarme. Doarme, nu se trezește. Aure, da. Deșteptă-te române. Hai lui Iuliana. Hai cu egalare. Iulius Cezar. Iulius, mânca mei frăcii. Ți-am futut iubitul în gură. Te-ai supărat? Ah, Cornelia, pictoriții. Hai pictoriții vânzătoare. Vânzătoare de țară. De rafta mea mortală. Da? Sărmâna. Bună ziua. Mă rog cu Cornelia. Cine caută? Alexei Bobilaru. Domnule, v-a spus de atâtea ori că nu mai locuiești aici. Cu ce? S-a măritat? Da. Curvaia? Da. Cine a luat-o? În curvaia? Pa!